Administrația Națională de Meteorologie a postat astăzi pe site-ul propriu o informare meteorologică de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă de joi 30 iulie ora 17 până vineri 31 iulie ora 23. Potrivit informării, în după-amiaza zilei de joi 30 iulie, precum și noaptea de joi spre vineri 30-31 iulie, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată, cu precădere în centrul și nord-estul țării, precum și în zonele de deal și de munte, iar în cursul zilei de vineri 31 iulie, area de instabilitate va cuprinde majoritatea regiunilor, dar îndeoseb pe cele sudice, estice și centrale. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător cu aspect de vijelie. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel încât, pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat, iar izolat, mai ales în Carpații Oriental și Meridionali, peste 30-35 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină. Vineri, 31 iulie, în regiunile sudice, vremea se va menține călduroasă, izolat caniculară la amiază, iar indicele de temperatură umezială va mai depăși pragul critic de 80 de unități.